Hello, hello, dragii mei! Astăzi o să vă prezint ochelarii magici! Păi aia de condus noaptea. Ia, așa să vedeam că plouă afară, e norat, e nașpa. Și eu, ca să am soare în viața mea, așa cum îmi place mie, eu odată mi-am țăpat ochelarii. Deci îi ador foarte mult, îi folosesc cam de 2 ani de zile, doar cu din ăștia. Noaptea, să știți că mă ajută foarte mult. Și o să vă las un filmat și cum se vede noaptea, cu ochelari și fără ochelari. Am râs de titi, ia uitați diferență. Și să știți că chiar are efectul, vedeți? Deci super, super fain. Am râs de titi într-o seară, Doamne! Hai să lăsăm să vă povestească el. Hello, mister! Cum arăt? Foarte frumos! Ne povestești, ai pățit cu ochelarii. Da, m-am condus într-o noapte și n-am fost durnită ziua. M-am trimis să mă pe la 9-10 seara. Bă, cât ne-a fost de sol, ăia și ne-a făcut. 9, gata, zic, să întreacă somnul, ce fac? Eu ochelarii, îmi pun ochelarii. Gata, așa, ochelarii, am pus. Oi, 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 zic, că e ziua afară, amu. Unde e ziua? Că eu dacă am pus o bostunie, nu mai somn, eu pus. Opa, stai, tu unde cu ochelarii? I-am dat jos, m-am dus așa, am băut cafea, suc, de tăi, am mâncat bombone. Sămânță. Sămânță. Ai, 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 ai. Și am băgat cu pistaciu, cu de-aste. Nu mai să-mi treacă sau. Și după acum ai zis tu, iubirucă. Nu spun ochelarii ăștia. Hai de mine, dar de ce nu spui? Am zis, la mine mi-a fost somn azi noapte și uite-te că nu și-o făcut treaba. Zic, mi-a fost mai somn după ei. Și ce am zis eu? Da mă, iubirucă, ăștia nu-ți alungă oboseala, că nu din ăștia super... Fermecători. Da, bineînțeles. Ăștia te ajută numai să nu te obosești așa tare, nu? Să nu te obosească farurile, luminile, ochii. El a gândit că alungă oboseala somnul. Atât a râs el. No, dar serios, dacă nu... Ia, deci e super, super șmecher. Deja, bă, când e... Să vedeți ceața cum se vede încă. Nu mai am eu telefonul ăla unde am filmat eu încă, că mai am filmare veche. Dar să vezi pe ceață cum se vede. Super, super, ia. Deci, zici că e soare afară, nici nu zici că plouă. Diferență. No, hai că o să vă lăs filmat cum se vede noaptea. Am vrut să spun, dragii mei, ce ajută foarte mult. Și pe laterală, dacă se observă, vedeți? Deci ca să nu-ți dea soarele nici din lateral, are două oblone, așa ca la cal. Eu mă distrez cu ei pe ochi, arăt ca un astronaut, dar ce mă interesează, atâta timp cât ei îmi folosesc mie foarte mult. Nu? Deci super, super, super. Zici că am două funduri de porcane pe ochi. Da, serios, pe mine nu mă interesează. Am zis, hai că mi-i pun și o să vezi cum arăt eu cu ei. Dar nu mă interesează. Deci, vă zic sincer, ajută foarte, foarte mult la condus. Și mai ales pentru noi șoferii, bestiali. Bun, acum e noapte afară. Da, sunt întunecat. Și am să punem ochelarii. Să vedeți diferența. Vedeți? Deci, uite ce frumos se vede. La drum. Nu deranjează faruri, nimic. Vezi deschis, practic. Deci, întuneric. Și punem ochelarii. Mișto, a? Deci se observă diferența. No, cam așa arată și lumina din bord. Nu-i deranjantă. Și fără, așa, și cu ochelarii. Deci e foarte plăcut la condus. Ia farurile de la camion, da? Tadam! Tadam! Na, dragii mei, deci părerea mea, dacă aveți drumuri lungi de făcut,
e străbătut în lung și în lat, merită să vă luați, că vă ajută. Vă ajută, nu vă obosește ochii. Și eu ăștia am luat de pe Germania. Am fost 2 ani, au fost 25 de euro. Nu. Deci, cam ăștia sunt ochelarii magici. Nu alung oboseala.